Bună și bine te-am regăsit! Astăzi o să desfășurăm împreună o activitate cu titlul Cine este și ce face? Eu sunt Oana Oana și îți doresc să petrești timp frumos alături de mine. Am două sarcini pentru tine. Îți voi arăta pe rând câteva imagini. Prima dată, trebuie să recunoști ce sau cine este reprezentat în imaginea dată. Apoi, să te gândești la cât mai multe acțiuni pe care le poate realiza cel descoperit de tine, adică ce poate el să facă. Să-ți fie mult mai ușor, vom lucra împreună câteva exemple. Acum vei descoperi prima imagine. Ce reprezintă această imagine? Pentru că am spus că vom lucra împreună, te ajut. Sunt sigură că l-ai recunoscut. Este un câine. Pasul numărul 2 este să te gândești ce acțiuni poate face un câine. Eu te voi ajuta și în partea stângă vor apărea câteva propoziții formate din două cuvinte. Câinele latră. Ce mai poate face un câine? Câinele aleargă. Sau, ce mai poate face? Câinele mușcă și câinele păzește. A fost simplu. Cine? Ce? Face. Oare ce imagine am pregătit în continuare? Ai recunoscut-o? Este o pisică. Te rog să te gândești ce ar putea face o pisică. Pisica miaună sau pisica toarce. Ce face pisica? Pisica doarme. Ce mai face pisica? Pisica mănâncă sau pisica zgârie? Aici descoperim mai mulți elevi. Ce acțiuni pot face elevii? Hai să vedem. Elevii scriu sau elevii citesc. Ce fac elevii? Ascultă și elevii învață. Acestea sunt acțiunile pe care le-am gândit eu. Tu cu siguranță poți să mai adaugi și alte acțiuni. Aceasta este sarcina pentru tine. Tu trebuie să recunoști fiecare animal în parte, apoi să te gândești ce acțiuni poate desfășura fiecare. Îți doresc spor la lucru!